5 de ani. Îmi place să cred că sunt la vârsta la care încă am nebunia tinereții, pentru că, sincer vă spun, nu o simt încă ca pe o povară, sper să nu devină această numire. Asuzația am emoții, nu prea sunt în obișnuit cu camerele de luat vedere, ca să spun așa. Am o experiență de aproximativ 17 ani de zile în câmpul muncii. Am fost 4 ani de zile și funcționar public în administrația locală. Am lucrat între 2009-2013 la Departamentul de Programe și Proiecte Europene din cadrul Primăriei Galați, urmând ca după aia să mă ocup și în continuare de fondurile europene. Am avut mai multe activități de-a lungul timpului și cred că am trecut prin multe domenii de activitate și am multe cunoștințe. Pentru unii s-ar putea chiar surprinzătoare să mă pricep la lucruri la care ei nu se așteaptă. Îmi propun ca alături de domnul primar să facem ceva, ca să spun așa, cu Galațiul, să-l aducem pe un trend ascendent. Îmi propun să revitalizez acolo unde trebuie societatea gospodărire urbană. Îmi propun să o updatez la 2017 din foarte multe puncte de vedere. Recunosc că în momentul de față nu pot să vă spun foarte multe despre societate, pentru că oficial de astăzi îmi preiau funcția.